Doamnelor și domnilor, stimați reprezentanți ai mass media, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre de presă cu prelejul vizitei la Chișinău a ministrului afacerilor externe al Ucrainei. Ministrii de externe Aureliu Ciocoi și Dumitru Kuleba vor susține declarații de presă, urmarea a lucrărilor ședinței plenare a delegațiilor. Cuvântul se oferă excelenței sale domnului Aureliu Ciocoi, ministru al afacerilor externe și integrării europene. Domnule ministru, aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc. Vreau să profit de această ocazie ca să-l salut călduros pe bunul meu prieten Dumitru Kuleba la Chișinău, în Republica Moldova, și apreciez enorm de mult faptul că vizita dumnealui este realizată la o perioadă atât de scurtă de la prima discuție noastră telefonică, imediat după revenirea mea în această funcție. Міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі за здійснений візит в Республіку Молдова, зокрема, з урахуванням того, що візит здійснений за короткий час після нашої телефонної розмови, після мого призначення заново в якості міністра закордонних справ Республіки Молдова. În altă ordine idei, îmi aduc recunoștința pentru o discuție foarte deschisă, sinceră, pe care am avut-o împreună cu delegațiile noastre acum, aici la Ministerul Afacerilor Externe, lucru care mi însuflă speranța că vom reuși să atingem cu eforturi comune identificarea soluțiilor la problemele care, din păcate, mai persistă și trenează de foarte mult timp în relațiile noastre bilaterale. Також хочу подякувати міністру закордонних справ України за відкриту конструктивну розмову і надіюсь на те, що нам вдасться вирішити усі питання, які існують між нашими країнами довгий час, і ми збережемо динаміку відповідного діалогу. Am convenit să aducem un suflu nou în dialogul la nivel înalt între Republica Moldova și Ucraina și în acest context îi las domnului Kuleba să vină cu detalii adiționale dacă dumnealui dorește, dar o să vedeți și dumneavoastră că relațiile între Moldova și Ucraina sper foarte mult să intre într-o etapă calitativ nouă. Також я думаю, що наша зустріч надасть імпульс для діалогу на вищому рівні, і в цьому зв'язку я надам пан Кулеба скаже більше і надіюсь на те, що нам вдасться використати цю можливість для продовження діалогу на найвищому рівні. În rest, am abordat evident și cooperarea noastră comună în plan regional, în plan internațional, am verificat pozițiile noastre comune în ceea ce privește procesul de modernizare a țărilor noastre și procesul de integrare europeană, unde am găsit foarte multe tangențe și poziții absolut identice. Totodată am discutat cu domnul ministru Kuleba și aspecte de securitate, atât regională cât și internațională. Și, încă o dată repet, mă bucur că, practic, pe tot acest spectru de subiecte abordate în discuțiile noastre, am găsit înțelegere totală și mă bucur că acest lucru ne deschide noi oportunități în cooperarea noastră bilaterală. Vă mulțumesc! Також ми з паном Кулебою стосувалися, дискутували широкий спектр питань двостороннього характеру, наше співробітництво на двосторонньому та міжнародному рівні. В цьому плані у нас є повне взаєморозуміння, бачення речей, стосувалися, зокрема, питань безпеки в регіоні. І далі надаю можливість пану Кулебі. Дякую. Дякую. Доброго дня всім. Bună ziua.
Я дуже радий бути сьогодні в Кишиневі на запрошення мого колеги і насмілюся сказати вже друга міністра Aurelia. Sunt bucuros să fiu astăzi la Chișinău, la invitația colegului meu, ministru, domnului Aureliu Cociu, și am avut o discuție bună și pot să-l numesc deja prieten. Це перший візит міністра закордонних справ України до Молдови з 2014 року. Aceasta este prima vizită a ministrului afacerilor externe al Ucrainei în Republica Moldova din 2014. Я переконаний, що ми маємо докласти всіх зусиль разом з молдовськими колегами, щоб подібні перерви в контактах більше ніколи не повторювалися. Sunt convins că cu colegii noștri din Moldova trebuie să facem toate eforturile pentru a nu permite o astfel de pauză îndelungată în dialogul nostru. Ми зацікавлені в максимальній кількості контактів на всіх абсолютно рівнях і в тому числі у візиті новообраної пані президента Майі Санду до України. Suntem interesați de contacte la toate nivelurile, inclusiv la o vizită, o întrevedere cu președintele ales, doamna Maia Sandu. Ми сьогодні дійсно обговорили весь спектр наших відносин і погодилися з колегою, що безпека Молдови це наша безпека, а безпека України це ваша безпека. Am abordat o gamă largă de subiecte cu colegul meu și am fost de acord că securitatea Republicii Moldova este securitatea Ucrainei și securitatea Ucrainei este securitatea Republicii Moldova. І це фундаментальний принцип, який має лежати в основі наших відносин. Acesta este principiul fundamental care trebuie să stea în baza relațiilor noastre. Ми хочемо більше торгівлі, хочемо більше амбітних проєктів в сфері інфраструктури. Ne dorim mai multă economie, ne dorim mai multe proiecte în domeniul de infrastructură. Ми маємо спільно вирішити ті вже хронічні проблеми, які існують, які ми успадкували, і рухатися вперед. Trebuie să soluționăm subiectele cronice din agenda bilaterală și să mergem înainte. І я також дуже сподіваюся, що ми будемо спільно працювати над порядком денним відносин між Україною та Європейським Союзом, між нашими країнами та Європейським Союзом. Sper că vom colabora împreună pentru relațiile noastre comune cu Uniunea Europeană. І сьогодні одна з наших домовленостей полягає в тому, що ми проведемо глибокі двосторонні консультації з питань європейської інтеграції. În special am ajuns de acord să avem consultații pe subiectul integrării europene a statelor noastre. Я дуже вдячний Молдові за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Sunt recunoscut Republicii Moldove pentru sprijinul suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Україна так само послідовно завжди підтримувала Молдову в питанні придністровського врегулювання. La rândul său, Ucraina totdeauna a sprijinit Republica Moldova în privința la soluționarea transnistriană. І ми будемо і надалі спільно працювати над проєктами і зусиллями, які сприятимуть відновленню територіальної цілісності наших країн. Vom lucra împreună asupra proiectelor care vor duce la suverenitatea și integritatea teritorială a statelor noastre.
І в цьому контексті я сьогодні поінформував свого колегу про українську ініціативу щодо створення Кримської платформи. În acest context am informat colegul meu despre inițiativa creării platforma crimeană. Ми розраховуємо на активну, конструктивну участь Молдови в цьому форматі. Ne așteptăm la participarea Moldovei activă în acest proiect. Я дякую за гостинність і з нетерпінням очікуватиму на нашу наступну зустріч. Mulțumesc pentru ospitalitate și aștept cu nerăbdare următoarea întâlnire. Siro, dякуємо, пане міністр. Стиматі репрезентанці ai mass media, declarațiile de presă oficialilor s-au încheiat. Vă mulțumim pentru prezența în această zi la sediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Mulțumim. Шановний представник ЗМІ, дякуємо за увагу. Конференція завершена.